întreagă, am ajuns la bărcuța de pe Nil. Bărcuța care era cu piscină, hotel de 4 stele, unde ne-am și scăldat. Pe malul Nilului se văd complexele de la Karnak și de la Luxor. Side we can see destroyed temple belonged to King Ramses II from 19th dynasty. This temple was dedicated to God Amun-Ra. To the left hand side on the top of the hill, Fruit. You can remember her name by Hope, Chick and Book, his name and his figure in the state of him. It is the first time to hear that queen ruled over Egypt. It is the first and last queen who ruled over Egypt, because the ancient Egyptian refused. Mormântul lui Hatshepsut. Regina Hatshepsut, protectoarea artelor, care a condus și campanii militare, a comandat un mormânt funerar pentru tatăl ei, Tutmosis I, și pentru ea însăși. De la cap. Concepția mormântului a fost nouă, revoluționară. E făcută din vaste terase realizate în rampe. O alee mărginită de sfinci permite accesul la prima terasă. Prima terasă este închisă în spate printr-un portic. De la acest portic este altă rampă ce conduce la a doua terasă, de asemenea închisă printr-un portic.
gesprochen, die reale Kümmerer. Sunt trei bazoreliefuri frumoase care povestesc de nașterea, copilăria și expediției militare ale reginei. Să încercăm să...